Da, dracu, ușor când dați foc la cârciumă. Japonia. Japonia. Maca maca. Mai ușor că filmăm aici. Maca maca, bobone. Iau cârciumă dacă mă enervează. Fiți sănătoși cu toții. Că cea mai importantă e sănătatea și bubuială de 1 decembrie de la fasole. Te-ai prins? Că adică mănânci și... Ce frumos a spus. Cred că nici eu n-aș fi putut să spun așa. Mulțumesc ceva. Frumos, am învățat de la dacă cel mai se bun. Poate înregistra asta și la mormântarea mea, aș vrea tot dumneavoastră să veniți să-mi urați. Mulțumesc frumos, o să vii. Eu cred că ciolanul ar trebui să fie pe steagul. Da, mai da. Scoatem vulturul. Bravo. Noi punem ciolanul. Uite, foarte bine. Putem să facem un proiect de lege cu treaba asta. Te rog eu frumos să ocupă de că fac eu râs de semnul. Încă nimeni vine, te. Așa e de românilor. Mai întâi se bea, după aia se mănâncă. Și după ce ai băut, nu mai gândești la câmurile. Dacă vrei, fac un călușaru, una, două. Stai buzuni, stai buzuni. Mai să rupe alea. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani. Multă sănătate, multă sănătate. Ia și florile, ia și florile. M-am mâncat pescărul și fasolea. La mulți ani România, la mulți ani ProTV. Mi-am dorit de mult să spun asta. Astăzi trăim România la ProTV, unde? În fierbinți. Unde poți trăi România autentică mai bine decât în fierbinți? Ce facem noi astăzi? Am venit cu prietenii mei Orlando și Iosif și o să le gătim băieților ceva absolut senzațional, tradițional, ca de 1 decembrie. Haideți să-i vedeți pe băieți. Salutare, băieții! Salut, mister! În sfârșit! Au venit sfârșit. Și ajutoare. În sfârșit, ce am venit și ești eu. Ești îmbrăcat egală, Ciucă. Zici că-s portoiancu. Ori ne cânti, ori ne încânti. Treci la treabă cu noi. Trec la treabă imediat. Amestecăști tu, noi trebuie să, noi trebuie să vorbim încet, pentru că, după cum vedeți, băieții filmează în spate și așteptăm să vină să guste. Noi păi trebuie să ne înțelegem din priviri, mestecăna asta. Mestecăna. Hai să le spunem repede ce gătim. Hai să începem. Uite, facem aici o tochitură. Așa. Super mega românească, stai tradițională, cu cârnați, cu porc, cu acolo, tot ce trebuie. Șef Iosif s-a apucat de legume. Bun. Și are o surpriză minunată pentru noi. Deci eu m-am apucat de grătar. Am făcut întâi garniturile, că astea se fac cel mai greu, și după aceea am trecut la carne. Mamă, dar ce avem aici? O costiță de porc, aici avem o ceafă de vită de Black Angus, o porcheta și aici un cotlet de porc absolut fenomenal, care l-am marinat bine înainte, l-am făcut pe grătar și îl vom termina atunci când vor veni băieții să mănânce. Și să nu uităm, să nu uităm de ciolanul afumat, pe care o să-l împrietenim cu o fasole. Crezi că îi dăm gata pe băieți? Nu, nu există. Deci fii atent, în spatele nostru... Deci o să creăm dependență, crede-mă, nu există. În spatele nostru e Bobonete, e rață, este Gianni și Dorel. Și apropo, la mulți ani România, la mulți ani ProTV și pentru această ocazie o să facem un ciolan afumat pe grătar, pe care o să-l împrietenim cu o iahnie de fasole, așa cum făceau bunicii noștri la foc lent. Hai să le spunem la toți că noi am venit de vreo 4 ore aici ca să gătim. Tu crezi că nu impresionăm? Spune-mi tu mie cam ce preparat crezi că l-ar impresiona cel mai tare pe Bobo? Fii atent, cel mai tare cred că o să-l impresioneze următorul preparat. Împreună cu șef Iosif am gătit chestia asta. Așa? Este o porcheta, am făcut-o cu șefulică maxim. Și o să facem un mare sandwich și o să vezi ceva ce n-am mai văzut România. Și șef Iosif, ia, arată-ne ceapa aia. Ia. Nu știu dacă puteți să vă dați seama. Ia să vedem. Ce înseamnă o ceafă de Black Angus. Eu nu pot să-mi dau seama. Mamă. Aoleu. Aoleu. Ia uite, secționată în două. Băi băiat. Bă băiat. Dacă nici cu asta nu-l dăm gata pe Bobiță, s-a terminat șmecheria. Băi, dar să nu uităm. Urmează. Cel mai important lucru, facem mămăliga aia noastră reinterpretată. Da. Ce și mămăliga? Ce trebuie să facem? Mămăliga cu trufe, cu... Dacă vreți vă și arăt în câteva minute. Mămăliga pentru că e ziua României și cu fii trufe atent. Pentru că e ziua ProTV. Eu întorc aici că văd că voi v-ați cam culcat pe ureche, v-ați luat cu vorba și... Ia auzi, mă, nu-i certă. Ne facem de râs. Păi eu am adus... Deci eu le-am promis băieților că vin cu cei mai tari șefi din România și... E posibil de ceartă, mă. Să ia uite, mă, băiatul. Să vin cu asta arse. Nu se poate, șef, nu se poate așa ceva. Nu mă fac de râs, eu mi-am pus obrazul. Șef, mă, nebunul. Adune gustul ăla special. Și acum? Eu după experiența asta cu voi, dacă nu mă duc bucătar la nunți, uite de la mine. La nunți? Da. Ce? Dar de ce vrei tu să te duci la nunți? Păi de acolo încep, la nunți e mai simplu un pic. Faci o sarma, o treabă, un aperitiv. El tot a rămas cu nunțile. Cât de mult își dorește să facă și el o nuntă?
Eu aș vrea să fac nuntă, dar la mireasă. Ia, o frumos. Ia, ajută-l tu, te rog frumos, pe Radu. Ma. Ia, vezi? Trofe? Trofe. Ia, vezi? Pentru că se merită, nu? Eu la mine, la Orlea, când făcea bunica mămăligă, numai cu trufe o făcea. Eram fier pe trufe. Eu, când am trecut pe diversificare, prima dată am mâncat trufă. Da, tot am o dilemă. Băi, șef, trufă albă sau trufă neagră, mă, că nu înțeleg. Nu există trufe albe, alo? Cum mă, să nu există? Vezi, eu asta am vrut să scot de la tine. Să scot bucătarul care nu e. M-au prins. Haide, bag aici, mister. Mamă, cum miroase. Îl pun tot? Nu pun tot. Cum mă, tot vrei să omorâm pe cineva? Două. O linguriță, da. O lingură, așa. Așa e bine? Una, e bine. Frate, așa? Bun, da. Ajunge, da. Doamne, mă lingă cu trufe, doamne. Deci, îi dăm pe spate pe oamenii ăștia, uite-te la mine. Uite-te la mine, n-au mâncat în viața lor așa ceva. Greblă, azi e ziua în care mănânci carne sau? E ziua fără carne. Mamă, la fix ai venit. Stai că l-avem pe marinarul care a venit cu... Păi cum n-am pregătit noi pentru greblă? Ia uite. Păi fii atent, greblă. Șef, prezintă aici asta că eu nu știu ce greblă, dacă nu poate să mănânci, el și-a luat om care să mănânce carne. L-am luat pe deci marinarul. Deci crede-mă pe cuvânt. Greblă. Deci poți să mănânci mămăligă. Deci noi ne gândim la toată lumea. Avem aici niște vinete coapte, da, și niște ardei copt pe grătar. Frumos înainte, că de-aia am venit. Atenție, se filmează. Dovlice. Dovlicei. Ciuperice. Și bine. Și mornepâi. Și măsline. Și să mănânci tu și să vezi și cartofi. Facem o pauză, că filmează băieți și spate. Hai și noi acolo. Și n-ai tu voie acolo, că tu nu te-ai calificat la... Tu n-ai rol în film. Ăsta crede că are și rol în film. Păi nu, de-aia nu mai mi-ai zis așa. Tu nu faci parte din film. Tu gătești... Nu? Nu. Eu am încercat să învăț o poezie. Așa? Da. Și vreau să spun, când vine Bobo, să-i zic, mă prezint ca în armată, știi? Așa. Da. Și sunt... Da. Eu credeam că el vrea să gătească și el vrea să facă actor. Eu iar am tras doțul la scurt, băi, frumoșilor, puneți-mă mâna și mai și munciți mâncate, mai ne stucați în astea. Mi-a mâncat suflet. Băi, tu n-a văzut că ăsta vrea să facă actor, eu am crezut că... Da, nenea, după ce termină ziua ta, pune mâna la muncă. Nenea Iosif, că așa, nu-i așa zicem. Nenea, șef Iosif. Stop. Putem să vorbim tare. Băi, marinare, hai mă să-ți dau și ție ceva, că prea ești, mă. Ia vino, mă, să iei un pic de cărniță. Nu, că nu mă frige, nu frige. E cartofă la mai dragă. Da. Bun. Hai mă, cine. La mulți ani, Radule. La mulți ani, România. La mulți ani, Pro TV. Bravo. Doamnești. Costică, vrei să guști ceva? Eu sunt mai timid. Hai să-i dăm un cărnăcior lui Costică, că l-avem și pe Costică aici cu noi. Vezi. Gurița mare. Deci dai și mie un cartof, dar să-l înmoi așa un pic peste Black Angus. Ia uite, avem un cartof înmoiat în Black Angus. Păi, dar ăsta nu mănâncă carne. E, nu mai... Motor. Dacă nu mă ocup eu, nu se ocupă nimeni. Se arde, mămăliga, se lipește, se... Hai comentatorule. E atât de ciudat să gătești pe mutești aici. Da, dracu, ușor când dați foc la cârciumă. Să trăim, să trăim, să trăim. De aici să duc, da. Deci, vă salut la mulți ani. Domnul Mihai, ce să se execute, noi ne-am gândit așa. Da. Voi ne bucurați de aproape 12 ani de zile cu filmul. Eu nu te aud acum că am... Da. Voi ne bucurați de 12 ani de zile cu filmul. Noi astăzi, de 1 decembrie, am zis să vă facem cinste, domne, dar cu o masă serioasă, nu cu un plat. Doamne, Doamne ajută, asta deci, mamă. El e șef Iosif Ștefănescu, da? Șef Orlando Zaharia. Știu că facem cunoștință, facem cu Black Angus. Ia cu mânuța, că așa este. Vezi că frige. Japonia! Japonia! Da, eu mai îți dau ceva să guști. Așa, ce e gravy? Da, eu mă sunt de piper verde. Vezi, mă? Da, mă, că m-am uitat și la trebuie. Hai senzația că Dorel nu mănâncă pe mate. Tine, dar uite că mănâncă. Și eu. Mamă! Asta ai făcută? Păi da, o terminăm acum. Mișcă un pic, dar mișcă bine. Pac, pac. Când vine poporul, cu televizorul. Deci la următoarea secvență nu mă mai pun, că mă culc aici. Păi, tata. Nu mă mai duc. Auzi, avem și pe linkă, dar... Nu, că sunt cu mașina. Dacă servești... Nu conduceți când beți. Așa e. Mamă, cum e asta. E o mică bucurie care putem să vă facem noi, pe lângă bucurie imensă pe care ne-o faceți voi când vă privim la televizor. Ne bucurăm că vă bucurați, adică... Da.
Uite așa suntem în popor de bucuroși. Auzi, Mihai, am o curiozitate. Cum crezi că ar arăta personajul tău dacă ar fi într-un sat din Elveția? Cu pantalon scurt și geacă de piele. Da, pantalonul e tot până aici ar veni. Spilhoză din aia, că și ăștia tot pe zona aia sunt. Nu știu dacă aveam bucium. Aveam bucium, pălăriță din aia de Pinocchio în cap. Asta zic. Și băgam, nu mai strigam, strigam Elveția! Așa, 1 decembrie n-am mai avut. Vezi? Vezi? Ce urare ar face personajul tău românilor de 1 decembrie? Ar zice felul următor. Să fii sănătoși cu toții, că cea mai importantă e sănătatea și bubuială de 1 decembrie de la fasole! Te-ai prins? Că adică mănânci și... Te-ai prins, bă? Bă, eu m-am prins! Știu că nu pare, dar m-am prins. Vorbă lungă, ce faci, mă? Ne-ai lăsat, ne-ai sabotat. S-a zis, mă, că vorbesc și eu cu Mihai, că mă bărat cu el. Tu crezi că dacă ți-ai luat cuțit, te mănânci bucătare? Lasă-mi, l-aș dat. Da? Uite, are și clește. Am și clește. Gata, e bucătare. Am mâini. E bucătare, bă, gata. Am și dat pe mine, uite, se vede că am muncit. Și eu la fel, uite. S-a tras. Maca, maca! Mai ușor, că filmăm aici. Păi da. Deci filmăm. Hai, gata. Maca, maca, bobonet. Iau cârciuma dacă mă enervează. Că oricum e și a mea jumătate. Să-mi fac și eu căsut aici vis-a-vis de voi de cârciuma. Sub muci, stai seama, nu sunt în țari. Cu cine trebuie să vă răspund în primul? Să-mi dea și mie un loc de casă aici. Bă, cu Vasile, dar s-ar putea să te coste mai mult, mai bine ți-ai las Nagov. Las Nagov, zic că te costă mai mult, decât să faci combinație cu Vasile. Decât să-mi dai aici un 500 de metri. Îți dă Vasile un 500 de metri, 500 de mii. Cătălin, afară. Deci nu mai vreau să mai vină altcineva în afară de băieți. Să vină băieții în fiecare 1 decembrie de Paști să... Dar noi putem să venim și o dată pe lună, dacă vrei. Da, dar costă și venit cu ăsta. Păi ce... Benzina, ala... Lăsăm grătarul aici, lăsăm să fie. Lăsăm să fie, da. Mihai, scuză-mă că te deranjez. Cum vine nașul la botez? Alege. Noi așa am fost crescuți la bunici. Te rog frumos, că de-aia am tăiat-o mai mic așa. Cu somon? Unde e prins ăsta? Aici, asta? Pe gârlă? E bine, domnule, de 1 decembrie. Ce faci? Uite pe cine m-a dus noi. Nu s-a trimiteze bădut. Vezi că te faci. Mamă, mamă, mamă! Am făcut bun, nu? Mamă, ce aveți? Nu. Mamă, și sărat, cum place mie sarea, eu aduncat sare cu lingurii. O bune? Fii atent, că eu n-am grătaragiu. Că până mă pune Bobiță să fac grătarul, mă duc eu și-l fac. Da. Cum ar fi să am, zic, hai, om? Eu vin. Da? Da. Apar și eu, fel? Da. Dar tu ai văzut că de obicei apar mici, gata, făcuți, nu știu acum. Mă, da, ce scrie nimeni. Ciucă, ciucă, eu eram. Să trăiți, haideți, haideți cu curaj. La mulți ani celor mai adevărați români. Să trăiți, bine ați venit. Să trăiți din nou. Să trăiți. Să trăiți. Colegii mei, Ce s-a? O să vezi imediat. O, fasolică, tată. Fasolică. Să trăiți, să trăiți. Salutăm. Și noi suntem la dietă toți. Asta zic. Păi nu că fac un sandwich acum, vegetal. Deci, da, am mai fost odată. Vreau să vă explic ce căutăm noi aici, înainte de toate. Ce căutăm noi aici? Ce căutăm noi aici? De decembrie noi trăim românește. Da. Unde putem noi trăi românește mai bine decât în Las Fierbinți? Doar aici, da. Nu este cea mai frumoasă Românie aici? Așa bune, este. Curele, ea noastră. Ce frumos a spus, cred că nici eu n-aș fi putut să spun așa. Mulțumesc ceva. Frumos, am învățat de la dacă cel mai bun. Dacă se poate înregistra asta și la mormântarea mea, aș vrea tot dumneavoastră să veniți să-mi urați. Mulțumesc frumos, o să vii. Foarte frumos. Bun, și noi am vrut să venim să vă recompensăm pentru ce tot ce faceți ce pentru noi. Ce faci un sandwich? Nu ceva cred. De pește. Ne urdărește pâine. Ăla-i sandwich? Da. Asta, deci, ăsta e sandwich serios, deci, adică... Eu n-am aici orice fel de oameni. Ăsta e special pentru voi. Ia să vedem, ce sandwich. Caută la murdărie, bă. Așa da sandwich, mă, frate. Șef, îmi dai și mie un cuțit? Ia să vedem, ce iese.
Mamă, cum taie cuțitul ăla. Da, mă, așa se vrea. Cine vrea? Dați-mi, eu aș vrea să... Ia uite, Gea. Nu, și eram și la... Nu, așa e, nu-i problema acum. Trebuie să guști, avem o au făcut băieții o mămăligă specială, cu ce crezi? Cu trufe. Mămăligă cu trufe? Mămăligă cu trufe. Îți vine să crezi? Eu așa ceva n-am mai auzit. Dacă nu mă crezi, întreabă-l pe Mihai că el a gustat. Mămăligă cu trufe? Mamă! Vreau și o mămăligă cu trufe, să vedem despre ce e vorba. Mai ales că e ziua națională? E ziua națională, este 1 decembrie. Dacă nici trufa nu... Nu, n-am înțeles. Mămăliga e pentru ziua României, trufele sunt pentru ziua proteinei. Am înțeles, e un amestec. Dar ați gătit pentru toată echipa, presupun că nu doar că filmăm noi. Dar tu n-ai văzut câtă... Câtă carne avem acolo, vezi că avem și mititei, avem și cârnați, avem de toate, bă, bă. Săturați. Avem o ceafă de Black Angus cu un sos de piper verde, absolut senzațională. Dacă vreți să gustați, eu acum mai dau drumul pe grătar. Ceafă Black Angus, bă, bă. L-am gustat de la arată-le puțin, bă, bă, vină puțin lângă grătar, că te-ai luat acolo cu treabă și uite-te ce avem aici. Arată foarte bine. Fii atent ce e aici, poftim. Și tigaia ce aveți acolo? Niște ciolan. Eu cred că ciolanul ar trebui să fie pe steag. Da, da. Îl scoatem vulturul. Bravo. Ne punem ciolanul. Uite foarte bine. Putem să facem un proiect de lege cu treaba asta. Te rog eu frumos să ocupă de că fac eu de semnături. Deci mă duc la domnul prim-ministru și că am văzut că se mai schimbă legea. Ia uite cum arată. Dacă îl găsesc, e plecat. Deci punem ciolanul în loc de vultur. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cumva. Cumva. Și stânga și dreapta o ceapă spartă. Da. Bobo, l-am întrebat și pe Mihai mai devreme. Fii atent. Cum ar arăta personajul tău dacă ar fi într-un sat din Elveția? Dacă acțiunea s-ar petrece acolo. Iată, Bobo. Arată foarte bine. Genial. Dacă personajul Bobiță ar fi în Elveția. Da, într-un sat din Elveția, într-un cătun din Elveția, să zicem. Ar avea niște vaci, multe vaci, pe care când le-ar mulge, ar da direct ciocolată. A, bun! Da. Ciocolată cu lapte. Direct ciocolată cu lapte, da. Da, bun. Bun. Și Dorel ar fi un fel de... Haide, felița munților. Nu, dânsul, eu am gustat mai devreme. Ce mi-ai spus? Ce ai vrea să fii tu? Că aveam o pereche de șpilhoze. Lasă, de ce nu puneți pe asta lui Pupăzan? Stai, am să... Avem și pe poftiți. Stai că am și tacămuri. Da, mă, dă să tăiem pe unul de ăsta să vedem și care organizat. Noi am făcut toată mâncare. Unde stac tacămurile? Unde stac tacămurile așa? Ia dă tu asta la o parte de aici, că nu mănâncă nimeni, vine te. Așa e de ziua românilor. Mai întâi se bea, mâncarea se mănâncă și după ce ai bău nu mai gândești tacămurile. A fost greu la început? A fost greu, că da, mie îmi place focul, fumul alea. Să mai vin? Da. Păi bă, când vii cu șef la noi, așa. Ești bine primit. A, când vin cu mâna goală, atunci să nu mai vin. Mai bine. Eu vă zic sincer, așa, că mai avem și niște cârnăciori, adică da, mergem pe tradițional, nu e absolut nicio problemă. Pe ce parte? Mai înțeles, în dreapta? O parte mai trebuie. În dreapta sau stânga? Acum îți vine dacă e stânga și din stânga la stânga, la dreapta, dacă e stânga. Da, e de ținut, este la stânga la dreapta. Astăzi, fiind 1 decembrie, ziua națională a României și ziua ProTV-ului, ce urar ar face personajul tău românilor? Să trăiască toată lumea. La mulți ani de ziua României, tuturor românilor, și din țară și din afară. Și să fie sănătoși, să susțină afacerile mici locale, cum ar fi cârciumile, care de-abia, credeți-mă, că ne-au omorât cu taxele și impozitele, care chiar dacă eu și apă și beri, dar să știți că sufletul meu, la mulți ani, să trăiți numai bine la toți românii. Doamne ajut! Doamne ajut! Da. Și Costi? Ce? Costi, ce urare adică ar face? Stai puțin, nu. Ce urare ar face Costi, ce urare ar face Gianni românilor de 1 decembrie? Băi, am zis că mă lași că iau pe asta. Deci, multă sănătate și bucurie, să vă fie casă acasă, să vă fie masă amasă, sănătate că mai bună decât toate, cum ar veni, și la mulți ani. Fir întins? Fir întins. La câți mai mulți kilometri? În toate domeniile. Numai de bine și la mulți ani. Da, ca să avem kilometri și de mulți adresi, să avem și autostrăzi, teoretic, nu? Da. merge și cu pe drum național, dar trebuie să ai mașina. Să fie mașina. Jeep. Jeep, da. Să fie Jeep. Să fie bine, ca să nu să fie rău. Dar n-aveți ansamblu? Ansamblu, nu. N-avem, că n-am avut buget. Mai da, bine. Ansamblu. Și oricum, avem ansamblu în emisiune. Ce ne mai trebuie? Aveți în emisiune, bineînțeles. Plus că voi
noi a trebuit să facem liniște, cât voia să filmam mai devreme, puteam să facem gălăgie, veneau ăștia, făceau pe aici ca toate alea. Dar în schimb ne-am vrăgat noi. Dacă vrei, fac un călușarul, una, două. Stai bătut, stai bătut. Max, te rupe alea. Dar zi sincer, asta da. Tu ai plătit sau măruță? Hai să trecem peste subiect. Da, cum îmi taie fișorul să... Vă zic sincer, vă zic sincer, mi-a dat niște bani, mi-a pus un pic, plic ceva, niște, dar ce e aici, e desfășurarea de... Mi-a zis, băi, nu te duce cu mâna goală acolo. Dacă se poate, aș vrea să testez și eu puțin ce e ăsta aici, da. Ce produs avem. Porc. Stai puțin, să n-am mâncat niciodată, sunt foarte curios. Bucata asta mai arsă, mai prăjită, dacă puteți să o puneți puțin pe grătar, doar să se încălzească. Doar să se încălzească. Sunt curios dacă ați lăsat-o cât trebuie, că de obicei... Iese crudă. Da, da. Eu am făcut foarte mult... Bucătărie, da, gata. Și am rețetă... Straturi, straturi. E bine? Da, e foarte bine, ați făcut cum trebuie acolo. Lați-mi, da. Vă zic imediat, știu, nu cu plasticul, dar... Păi n-am avut. Trebuie să vă dăm un șor sau ceva. Plastic. Ce e aici? Muștar. A. Un sos de muștar, da. Ia. Da, să știți că la de piper verde merge și cu porcul, adică nu se ceartă de obicei. Piper verde. Nu ceartă, nu fi nebun. E moale, zici că e pupulete. Eu am mai mâncat odată înainte și nu mai pot. Da. Deci am fost și mai devreme că eu trebuia să am gustat ca să nu vă otrăviți, îți dai seama. Asta face tot timpul. Aici este a treia porție de fasole. Și ciupecile alea sunt de comentat. A treia. Și la masă nu se vorbește. Așa pentru cei care au probleme. Doamne, extraordinar. Doamne, cum e asta, bă. Pe extra. Mamă, dar asta e foarte bună. Cu sosul ăla să porcul, e foarte dacă bun. Nici porcul nu e bun, cine e bun? Ia o bucățică de aia și întindem sosul ăla. Îmi pare rău că n-am știut că veniți, că ne pregăteam și noi. Nu, lăsați. Lăsați. Da, nu, de... Mari! A fost plăcerea noastră. Aveți și noi niște eugenii de la noi. Niște napolitane de alea vrap. Niște mere. A tu, Mari, niște pupureți. Mititelo, por favor. Am venit oamenii ăștia acolo, noi nu dăm nimic. Senior, senior, un mititelo, por favor. Eu mici nu servesc pentru că nu prea mănânc mici de obicei. Foarte rar, da. Adică toată de ziua națională. Au mai văzut de pe grătar, da. De pe lor. Cu degețelele două. Nu. S-a calificat în finală? Acum ne obligați, vă dați seama, noi cu filmarea avem un regim de viață aici altfel și acum ne obligați o oră să mergem în sală unde avem gym, că avem și sala da, făcută. Da, gym aici. Ne bagă pe bandă, pe... Da. Ca să scoatem ce am degustat aici, că nu se poate filma, că se vede la televizor, televizorul cum îngrașă. Cu 4, 5 kg, 10 chiar. Da, de-aia e bine să nu te uiți, adică dacă crezi că pui pe tine, nu. Avem niște caserole, ceva care țină cald până acasă. Da, am adus și vreau caserole. Vreau să duc la niște copii, am doi copii. Bineînțeles, și avem și caserole. Avem și caserole. Da. Șef, parcă aveți și o plăcintă? Ei, nu mai, nu, 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 ei, nu. Hai, nu, 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 nu. Ei, revin. Revin. A uitat de ea. Ia stai puțin. Uitați de reține. Mai cum se face? Se rupe așa. Nu e frumos, nu? Mari! Cu carne. Spune-le aici. Rupe turta. Era clasic. Imediat mă întorc. Mari! A dat niște pufuleți, că merge cu plăcintă. Bă, Dadu, imediat mă întorc. Arta noastră, pentru că oameni suntem, pufuleți mâncăm. Mulțumim frumos. Șef. Puțin pe grătar așa se încălzească că ei sunt rece acum. Mulțumim frumos, avem pentru toată echipa. Pentru toată echipa. Acolo. Ține. Vă rog, gustați. Ia, ziceți cu tine. Șef, ia, gustați. Altceva, nu? Ce-a mai erat cu cartoanele? Secretul succesului, că întreabă numai de ce de 12 ani l-ați fierbinț, numărul 1 și... Uite. Pufuleți cu trufe. Saci întregi de pufuleți. Fără trufe, fără napolitane, dar... Dacă făceam cu trufe, haliu, zăciuțe, zăpă, ce vorbești? Eu zic așa. Da. Degeaba așa. Degeaba. Să le zicem la mulți ani oamenilor. La mulți ani tuturor românilor. Și să ne punem pe mâncat, da? La mulți ani, da. Multă sănătate. Da. Să fii sănătoși, de fapt asta contează, asta să ne meargă bine ca țară. Și nu numai. Locul 1! Da. Zi, Costi. Poate... La mulți ani, asta. Chivule, la mulți ani, dar n-ai zis o vorbă. La mulți ani, România, la mulți ani, Pro TV! Acolo, în cameră. Vă mulțumim să aveți o lună extraordinară, un Crăciun frumos, sărbători frumoase, tot ce trebuie. Ca să putem să bem și să mâncăm. Hai să oprim filmarea. La mulți ani și nu, Măruță. La mulți ani, Măruță. Doamne ajută. Pentru atenție. Nu trebuia lăsați. La mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască. La mulți ani. La mulți ani. El nu știe. Da, mă, ce vă spune. La vocea României. Da, oricând, da, da, 50 da, da. De lei, nu în botezuri, da. Omul o oră vă face că știe versurile. Ia-ți ziua bună.
Ești acum la tată, de la mume, de la frate, da. Acum a intrat vocea doar la suros. Asta e solistul. Da la grădina cu flori. Și acum tot ea, și ea, ea. Nu, ea, ea, intră vocea ei. De la frate, de la surori. Da la grădina cu flori. Da, sunt trei aici acasă. Bravo, bravo, bravo. Ia aici. Caute. Ce calță a Și pentru oamenii care da. Te știu de la Vocea României, doar așa un scurin. Na 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 na. Atenție la versuri. Na 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 na. Și aici intră în engleză. Na 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 na. Engleză, engleză, da. I love you, baby. Deci vă spun, vă spun, aici când a făcut Loredana infart. Mamă, ce amintiri. Amintiri frumoase. Au rămas împlântărite în creierul în care hai să luăm, să-l hai să punem la corectăm iar la aparat. El e foarte greu. Eu vrei să oprim, mai vrei să mâncăm? Nu, mi-e doar să opriți niște țuică, niște alea, că mă, casc, ai frig. E în decembrie. Da, ăștia și ne vedem mai. Vorbim mai. Mersi frumos. Așa. Și eu. Așa de la mine. Așa. Hai. Hai. Ia el tot, bă. Bă, mulțumim frumos, doamne, atât la mulți ani încă o dată. La mulți ani. Haideți să trecem la masă. Decembrie. Hai de roță și noi. Pune la cum să iau. Iau și pufuleții. Multă sănătate, multă sănătate. Ia și florile, ia și florile. M-a mâncat pescarul și fasolea. Să nu stați sub copaci la acoperiți. Păi și noi ce facem? Hai, mă, să mâncăm pufuleți. Păi și noi ce facem? Ia, frate, pufuleț, că atât ne-a mai rămas. Dar de știu, băi. Am așa astea, ca să... Alo, alo, mă, măcar un pufulete și mie, mă. Păi de unde? Nu fasole, nu mititei, s-a dus tot. Pune pufuleț pe grătar. Pune aici, aia.